Vreți să vă dați cu părerea despre spectacolul care a fost interzis la Teatrul Luceafăr? După asta, imediat, mai mulți actori au zis că, de fapt, este regizorul băiat rău. Ca să aflăm că, de fapt, regizorul cu acești actori au muncit mult luni la acest spectacol și, în ultim moment, a fost anulat. Sforile se trag cică de la președinție, consiliera doamna Brașoveanu, cică iar ar fi interzis spectacolul pentru că acest regizor din România ar fi vrut să pună pe scenă un spectacol care n-ar fi fost pe placul guvernării, așa mai e Sandu. Sau nu vreau să vă dați cu părerea, nu știu, vă întreb și eu. Este foarte urât când politicul se bagă în cultură. La noi cenzura astăzi a ajuns la maximum. Nu contează că sunt televiziuni închise, că sunt telegramuri, că și așa se întâmplă cu blogeri jurnaliști în timpul apropiat. Liste negre de persoane făcute pentru trădare de patrie. Noi suntem asta la anul 1937 ca pe timpul lui Jov. Unii prostă, un om puteți decide că tu ești trădător de patrie, dar troica puteți decize să te lichidezi. Adică cum să te lichidezi? Răstrel, înțelegi? Adică trebuie să puteți să dăgeți un stăcan și puteți să pe gonțul răstrelați și asta vei să întâmple. Deci, astăzi e cenzură că sportivii de-am trebuie să ducă într-o parte să nu se ducă în altă. Deci astăzi e un haos și un durdom total. Și ține de acest eveniment, de acest spectacol care nu a avut loc. Iată, dacă cineva din actori mă privește, ori le transmite sau... Dacă vreți o variantă a spectacolului invizibil, îi transmiteți domnului David Schwartz, regizorul, că eu pot, dacă a fost o problemă cu Teatrul Luceafru, putem să găsim un alt teatru, nu vor o parte de actori care cumva se rușinează, măcar în glumă scrie și pasul. Eu ne asum toate cheltuielile, mai ales dacă e despre corupție. Atent, studieze și activitatea mea. Poate găsești ceva și despre mine. Agoni, nu e problem. Deci eu sunt gata să suport toate cheltuielile ca acest spectacol să fie jucat. Nu am dreptul să mă implic. Cine să fie actori, cine să fie aranjerovșic, pastanovșic. Dar domnul regizor, salutări din nordul Republicii Moldova de la oamenii gospodari. Sunt deschis pentru a discuta și dacă ești din pas a să-și facă de cap, vă asigur eu că noi o să organizăm, hai că avem Teatru Verdi, dar eu în teatru, noi avem atâtea locuri, câmpuri frumoase, eu vă organizez un teatru mobil cu cel mai performant sunet, cu leduri așa că se vadă și la Bruxelles, și la Washington, și la Moscova, și cel mai important să vadă la Maia Sandu în cvartir, dacă cumva nu-i place. Înțelegi? Sunet, asta-i trăgem pe parte. Așa că veniți la mine, eu partea tehnică și financiară sunt gata să ne o sum.